Tare mult. Discuții. Ne rezumăm la a discuta. Vă informăm căci rubrica de pediatrie este ca în fiecare zi de luni la post. Îi spunem bună dimineața doamnei doctor Ilinca Tranulis, să rămână bună dimineața. Bună dimineața. Astăzi vorbim despre celebra vitamina D și superputerile pe care le are și ni le dă. De ce e atât de importantă vitamina D pentru copii? Este extrem de importantă, mai ales pentru sistemul osos. Copiii în creștere au foarte mare nevoie de vitamina D să absoarbă calciu mai bine și să fixeze calciu în oase, altfel oasele sub greutatea corpului se vor îndoi, se vor deforma. Este extrem de importantă, am tot aflat din ce în ce mai multe în ultimul timp, în apărarea împotriva infecțiilor, a susține sistemul imun să fie mai rezistent. D-ul? Și, da, și are foarte multe roluri în mineralizarea dinților, în rezistența părului, în scăderea riscului de anxietate, într-un somn odihnitor. Intervine în foarte multe locuri, într-o oarecare măsură și este bine să avem un nivel bun totdeauna. Dacă nu este prezent de un organism, nu se fixează calciu? Da. E documentată treptoara, da. Nu este doar o fabulație. Cei foarte mici primesc picăturile cu D și mai apoi se mai complică lucrurile. Eu toată copilăria mea am luat D2 cu A. A plus D2 pentru ochi. Dacă mai vedeam două pastile, o luam razna. Era o vreme când se dădeau ca pe bomboane. Au în principiu, avem nevoie de o doză foarte mică pe care o putem lua cu ușurință din alimentație, dar vitamina D cu greu o obținem din alimentație. Ea se formează în piele sub acțiunea razelor UV, dar pentru că nu mai stăm suficient în aer liber, este multă poluare, razele UV nu mai ajung așa cum trebuie, plus aplicăm și o grămadă de straturi de cremă cu protecție, este mai bine să luăm vitamina D. Toți copiii în creștere, trebuie să ia vitamina D din primele zile de viață, cele una, două picături sau în funcție de preparat adaptăm doza, astfel încât constant să primească vitamina D. Nu mai oprim vara, poate doar cât suntem la mare și petrecem foarte, foarte mult timp la soare și mai uităm să aplicăm crema, dar altfel nu mai oprim. Se simplifică din nou treaba, nu mai aplicăm regula cu lunile, cu R sau alte mici artificii. Apropo de doză, care e doza recomandată pentru un copil? În principiu, pentru primele 12 luni, aproximativ 400-500 de unități, apoi 1000 de unități pentru copiii mai mari și ar trebui toată lumea să ia, inclusiv adulții, femeile însărcinate, femeile care alăptează, toți ar cam trebui să luăm vitamina D. Există alimente bogate în vitamina D care să suplinească cumva nevoia asta? Da, cel mai bogat este peștele și mai ales ficatul de pește, dar acesta îl consumăm rar. Mai găsim vitamina D în ouă, în ficatul de alte animale, dar este greu de contorizat. Drept care, nu modificăm doza în funcție de ce mâncăm, ci luăm constant. Recomandați suplimente și dacă le recomandați, cum le recomandați? După un consult, după niște analize? În principiu, cam toată lumea cu un mod de viață obișnuit ar trebui să ia dacă apar ceva modificări sau bănuim vreun deficit sau din contră, chiar o supradoză de vitamina D, se pot efectua analize, calculăm exact valoarea de vitamina D din sânge și putem adapta doza în funcție de acest lucru. Putem să o oprim o perioadă sau putem să dăm doze mai mari. Există un pericol dacă vitamina D este consumată în exces? Da, există un pericol și chiar aș vrea să rog părinții să aibă grijă unde lasă sticluța de vitamina D și mai ales dacă o lasă, să o lase totdeauna închisă, pentru că mulți copii, obișnuindu-se cu acea sticluță, când o văd, o dau pe gât, există frecvent această situație. Da,
o doză foarte mare, un timp îndelungat, poate să ducă la depunerea calciului în locuri în care nu avem nevoie de el și să ajungem la probleme serioase. Primele semne sunt lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, o stare proastă a copilului, dar sunt foarte discrete, sunt foarte greu de documentat. De aia trebuie să respectăm doza recomandată. Am văzut cutii de lapte praf îmbogățite cu vitamina D, cereale pentru mic dejun pentru copii îmbogățite cu vitamina D. E de bine? Este de bine, doar că în aceste situații medicul trebuie să știe exact ce cantitate de lapte consumă acel copil, iar dacă bea o cantitate mare de lapte îmbogățit cu vitamina D, da, poate adapta doza. Deci asta trebuie să facă pediatrul la fiecare caz în parte, să adapteze doza în funcție de aceste alimente suplimentate. La noi nu este o recomandare generală de suplimentat toate formulele de lapte, drept care trebuie să verificăm. Haideți să tragem o concluzie. Întâi despre copii sau în ceea ce îi privește pe copii și mai apoi și pentru adulți. Din primele zile de viață, doza zilnică recomandată dimineața, de preferat înainte de o masă cu alimente grase ca să se absorbă mai bine. Nu se întâmplă nimic dacă uităm din când în când, nu dăm doză dublă a doua zi. Nu contează atât de mult preparatul, ne ținem de administrarea constantă și medicul care consultă copilul din când în când ne va spune dacă trebuie să facem alte modificări. Adulții, la fel, și ei ar trebui să aibă grijă de acest aspect, pentru că frecvent apar deficite și la noi. Mulțumim tare mult, doamna doctor Elinca Tranulis, medic pediatru specialist în lactație, poate fi găsită printr-un simplu search pe Google dacă aveți întrebări mult mai la subiect particulare. Noi vorbim în cadrul larg și sper că vă face plăcere. Vă mulțumim tare mult, o săptămână minunată să aveți. Mulțumesc, la fel. Dani.